Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după cu Nicu Bendea să ne aranjăm părul. Că trebuie să arătăm un pic frumos la început de weekend. Că, doamne, ce-a făcut Adrian Mutu? S-a dus în Turcia să-și facă implant de păr. Implant de păr. El e antrenor la CFR. Cea mai proastă investiție, cea mai proastă afacere din viața lui. Să-și pune el păr nou în Turcia și pe când vine la ce projocă echipa, 3 meciuri și gata părul. 3 meciuri și chelă. Asta e lumea sportului. S-a întors și Simona Halep a pierdut. Dar sponsorii vin la ea. Salutăm Banca Transilvania. Băgați milionul că poate ne donează ceva și nouă pe buymeacoffee.com/Nicu Bendea. Știu, e anul alegerilor, politica unește, dezbină, se fac găști, se fac partide, alianțe, dar gașca Zurli s-a spart. S-a spart gașca Zurli, dar pe undeva fac și angajări în gașca Zurli. Pe postul de fetița Zurli sunt cele mai multe CV-uri depuse. Pentru fetița Zurli a aplicat Dana Budeanu, Vrânceanu Firea, că nu a intrat la capitală, doamna Șoșoacă nu, că ea nu poate să-și facă două codițe. Ați văzut filmarea, nu? Eu nici nu știu ce am văzut acolo, pe cuvânt. Au zis lumea rea că nu știu că e un film compromițător. Nu, eu m-am uitat ca la teleenciclopedia. Postul bucătărașului de la gașca Zurli, un singur aplicant, Liviu Dragnea. Bravo, maestre, măcar tu faci acolo păstăile, cum le știi, că e politică. Unde să te duci? Ați văzut că la București s-a scremut alianța PSD-PNL și au pus un, cum îl cheamă? Nu Cristoiu, Cristoiu, ortoped. Ortoped candidat la primăria de municipiu. Ortoped, nevastă sa ginecolog, deci a rezolvat treaba de la un capăt la altul. Noroc e finul lui Băsescu, deci poate, poate. Greu, greu cu alegerile. Cum să-ți desemnezi candidatul capital? Noi aici la Cluj-Napoca de bine, de rău, avem noroc. Nu cu domnul Boc. Un inginer norocos a câștigat 10 milioane de lei la loto. De euro, 10 milioane de euro la loto. Un inginer. Și investește în București. Păi de la București până la Cluj, nu știu dacă îi mai rămân de o iarnă. Să ierneze în Cluj. 10 milioane de euro și omul, 6 milioane de euro, pardon, au zis că el, care e strategia? 10 ani au folosit aceleași numere. 10 ani, nu știu, la soție. Deci 10 ani au jucat aceleași numere. Vedeți ce înseamnă? Ardelenește, mă, după 10 ani, 6 milioane de euro la loto. Dacă e pe recepție, buymeacoffee.com stai... buymeacoffee.com/Nicu Bendea pentru a dona o cafea cinstită. Deci un clujan norocos. O altă clujancă norocoasă, o doamnă foarte norocoasă, a găsit un șurub în tăieție de la restaurant. Am nu tăți pot câștiga 6 milioane de euro. O găsit un șurub în tăieție de la un restaurant. Acum speră să mai găsească încă votrini, niște planetare și din 17 zămuri face de o Tesla. Ce să facem, oameni buni? Să fim cu zâmbetul pe buze, că năcazul vine. Am avut un spectacol extraordinar și miercuri, dar mai ales joi, alături de... Hai să-l vedeți pe Andrei Ciobanu de la București, mă! Deci buymeacoffee.com/Andrei Ciobanu. Am avut două seri de spectacol extraordinare în atelierul de pizza în Florești. A fost o întâlnire, cum i-am dat și titlul afișului, Capă Vremuri. Exact. Urmăriți-ne pe un canal, pe alt canal, dar nu ne pierdeți din vedere. Și ăștia care nu mă placeți, să știți că trebuie să-l înjurați pe Nicu, că el tot timpul m-a încurajat să mă mut la București. Deci, dacă sunteți haterii mei, trebuie să-l înjurați pe el, nu mă înjurați pe mine. Înjurați, da frumos!